Bună ziua și bine v-am regăsit la retrospectiva săptămânii. Iată pentru început care sunt principalele titluri ale ediției. Eveniment editorial la Universitatea din Pitești. Vedeți în câteva minute despre ce este vorba. Universitatea din Pitești se pregătește de admitere. Rămâneți alături de noi să vedeți oferta educațională. Performanță pentru echipa de basket a Universității din Pitești. Aflați imediat despre ce este vorba. Săptămâna trecută a fost lansat volumul UPIT pentru comunitate. Evenimentul editorial a avut loc la Universitatea din Pitești. Volumul conține 34 de materiale, iar editorii cărții sunt prorectorul pentru cercetare științifică și informatizare, Adrian Clenci, și prorectorul pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul socioeconomic, Adrian Sămărescu. Întâmplător sau poate nu întâmplător am deschis cartea despre care discutăm astăzi și mi-a plăcut cum au început articolul. Totul va fi bine. Atâta vreme cât suntem o comunitate și aș spune că nu o comunitate de neglijat, ideea de a pune la oaltă creațiile colegilor noștri într-o perioadă, i-am spus eu, interesantă, dar a fost o perioadă dificilă, eu așa am simțit, o perioadă dificilă, perioada pandemiei. Tocmai în această perioadă când interiorul nostru a fost un pic altfel decât normalitatea, a făcut posibilă realizarea acestei lucrări. Ne dorim să fim alături unii cu ceilalți pentru a pune în valoare ceea ce există bun în fiecare dintre noi, nu numai în profesia de bază, ci și în modul în care încercăm să relaționăm cu cei din jurul nostru pentru a ne fi bine tuturora. Eu am o deviză, să ne fie bine, și ne va fi bine dacă fiecare dintre noi încercăm să facem ceva pentru aproapele nostru, astfel încât lucrurile să evolueze în direcția pe care ne-o dorim. Evident, la întrebarea asta ar fi trebuit să vă răspundă Adi Clenci, am să vă răspund eu, fără să-mi însușesc punctul lui de vedere. Universitatea, dincolo de ceea ce își propunea ca instituție să ofere educație și să dea societății oameni înalt calificați, trebuie să se implice și în viața societății. Și această componentă, această deschidere a universității, e o modalitate prin care UPIT a simțit nevoia să se poziționeze pe lungimea de undă a comunității. Și mai ales în contextul pandemiei, articolele apărute între copertele volumului pe care l-am lansat astăzi dau seama despre ceea ce au simțit oamenii în acele momente. S-a vorbit despre o terapeutică a scriturii astăzi, s-a vorbit despre nevoia de a intra în dialog cu ceilalți și, dincolo de text, evenimentul de astăzi este cel mai bun pretext prin care demonstrăm comunității că inima cetății este universitate. Care a fost contribuția dumneavoastră la această proiect? Hai să spunem așa simplu, eu sunt beneficiarul muncii altora, beneficiarul muncii în echipă. Sunt aproape 40 de materiale în volumul acesta. Când spun că sunt beneficiarul, sunt cel care a valorificat editorial tipografic munca celorlalți. Și repet, plecând de la ideea proiectului Adrian Clenci, prin munca efectivă a celor care au contribuit la scrierea materialelor, s-au închegat aceste idei materializate discursiv într-un volum autonom, citibil de oricine și de oriunde, pentru că articolele în sine au autonomie. Ele în rubrica de pe site-ul instituțional au apărut, evident, cronologic, erau strict legate de un anume context. În volum ele pot fi citite oricum. Cred cu tărie că demersul ăsta trebuie să meargă mai departe, pentru că, ziceam, parafrazându-l pe noi, ca o comunitate puternică, așa cum este comunitatea Universității din Pitești, trebuie să probeze prin membrii ei ceea ce înseamnă comuniune și, ca să închei parafrazarea, trebuie să generăm cuminecare, trebuie să ne împărtășim unii din experiența celorlalți și mai ales să fim copărtași la bucuriile semenilor. Asta e, dacă vreți, țelul ultim al
rubricii UPIT pentru comunitate. Sunt rubrici care, sigur, pentru noi profesorii poate că sunt, în fine, mai mult sau mai puțin importante, dar sunt convins că pentru studenții noștri sau poate pentru cei din afara universității ar putea avea un rol formativ important. Acea nevoie de explicare din perspectiva specialistului, din perspectiva unui om care are o anumită pregătire, fie inginerească, fie filologică, fie juridică, fie oricare ar fi ea, este importantă și cred că ai intuit în niște vremuri înainte de termen lucrul ăsta, în vremurile alea de început de pandemie, când oamenii oricum trăiam acea senzație de sătul, de oboseală de informație prea multă, dar să știi că acolo este de fapt cheia pentru mass media de astăzi, pentru viitorul mass media și pentru ceea ce se va întâmpla cu oamenii. Este nevoie în continuare de prezența omului, de a specialistului, de a le explica, de a alerta oamenilor și de direcții. Și de a le pune în față mai multe trasee pe care le iei sau nu le iei. Depinde de fiecare. Deci cred că pentru asta, sau nu cred, este demonstrat din perspectiva pregătirii mele că ați intuit foarte bine și cred că trebuie să o continuați. Este bine că ați scos și carte. Am reușit să ne strângem într-o manieră care nu ne este obișnuită, dar pe care eu mi-aș dori o poate mai frecvent. Și cred că acum a fost pretextul unei lansări de carte, dar cred că pretextul ăsta poate fi oricând altul. Spunea domnul profesor mai devreme și eu cred că are mare dreptate. Nu reușim să ne cunoaștem suficient. Și pentru că nu reușim să ne cunoaștem suficient, cred că poate noi, acolo, unii ne văd sus, acolo unde suntem, nu reușim cumva să valorificăm potențialul tuturor colegilor, care uneori nu se simt implicați, alteori, cum zice Anca, se simt presați. Poate nu reușim să ajungem neapărat la oameni. Pentru că, dincolo de ideea de a ajunge la colegi, de a ajunge la cadre didactice, e un termen pe care eu îl consider neutru. Ne ceartă Anca după. Eu zic că termenul potrivit ar fi acela de colegi. Cred că, dincolo de asta, ar trebui să ajungem la partea umană a fiecăruia dintre noi. Mă tot gândeam cum ar putea să fie denumit acest moment. Probabil un moment de respiro intelectual activ, de care avem atâta nevoie. Sau, dacă vreți, un mic antidot pentru zile negre. Sau pentru zile mai puțin plăcute. Această carte pentru mine a fost o provocare și valoarea principală ca psiholog este una foarte clară, terapeutică. Este un moment de răgaz, e un moment de reflexie și, în egală măsură, ce s-a întâmplat astăzi aici este un moment de reconstruire a normalului. Am ieșit dintr-o perioadă foarte grea, atât în plan personal, cât și în plan instituțional. Ne-am reîntors în universitate și, cumva, trebuie să reconstruim normalul. Să avem răbdare unii cu ceilalți, să fim suportivi unii cu ceilalți și lucrul cel mai important este mesajul pe care universitatea îl trimite către comunitate. Suntem aici, contați pe noi. Cred că merita să constituie subiectul unor conferințe de acest tip, când te adresezi tuturor, fără să fii specialist în domeniul respectiv, dar săpând foarte mult în domeniu, pentru că colegul Florin Ivanească să scrie cineva care e specialist despre foaie verde. Nu e adevărat, să scrie cel care s-a gândit cel mai mult, pentru că știe mai mult decât un eventual filolog, probabil, despre foaie verde. Dacă ai meditat zi și noapte și când muncești și când stai la treaba asta, cu siguranță știi mai, sau simți mai mult decât ceilalți. Și așa se explică poate și realizările în domenii conexe, care dau bine și fac bine imaginii universității, pentru că, într-adevăr, nu suntem institut, nu suntem un grup de specialiști
pe domeniul, fiecare pe domeniul său, și suntem universitari. M-am bucurat foarte mult că am participat. Îi felicit pe toți cei de față, pe toți cei care au inițiat acest proiect și mă bucur că pot face parte din comunitatea UPIT. Ești pregătit de start pentru admiterea la Universitatea din Pitești? Ai de ales între 6 facultăți, 44 de programe de licență, din care 4 cu frecvență redusă, și 50 de programe de master. UPI desfășoară cursuri atât în Pitești, cât și în Alexandria, Slatina, Râmnicu Vâlcea și Câmpul Ungmușel, iar opțional studenții pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic. Universitatea din Pitești, Senatul Universității și Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte vă invită să participați la decernarea titlului academic de doctor honoris causa domnului profesor universitar dr. Gheorghe Chivu de la Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române. Ceremonia va avea loc în data de 17 iunie la ora 10 în sala de festivități. Vizita la Universitatea din Pitești și mai ales la UPID Media a fost o experiență interesantă. Mi-a plăcut studioul și faptul că am descoperit și unele evenimente care se întâmplă în afara programului școlar, cum ar fi conferințele de presă sau proiectele Erasmus+. Alegerea facultății este un moment esențial pentru orice tânăr, pentru că reprezintă primul pas către o carieră strălucită și către urmarea visului. De multe ori este greu, gândurile vin și pleacă constant, de aceea decizia poate fi amânată chiar și până în ultimul moment. Noroc că sunt universități care desfășoară multe activități care implică inclusiv elevii de liceu, astfel încât ei să-și dea seama ce le-ar plăcea să facă pe viitor. Intrați pe upidmedia.ro la secțiunea News pentru a citi interviul integral cu Ioana Urluiescu după ce a vizitat Universitatea din Pitești, un articol realizat de Delia Mușetescu, studentă UPIT. Pe 6 iunie, înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, s-a aflat la ceas aniversar. Cu această ocazie, comunitatea academică a Universității din Pitești, ctitor al Facultății de Teologie, îi urează la mulți ani buni, cu sănătate, pace și bucurii duhovnicești. La Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului din cadrul Erasmus+, predarea gramaticii pentru comunicarea spontană, derulat în parteneriat cu reprezentanți ai școlilor și instituțiilor de formare și învățământ din Irlanda, Italia, Spania, Letonia.
Evenimentul a reunit peste 60 de reprezentanți locali și regionali ai furnizorilor de instruire a limbii străine, directori de școli și profesori de limbi străine. S-au diseminat rezultatele proiectului, oportunitățile oferite prin proiect profesorilor de limbi străine, respectiv instrumentele care să confere posibilitatea de a combina teoria cu practica, ghiduri clare și activități eșantion. Totodată, proiectul facilitează școlilor posibilitatea de a oferi instruire în dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pentru o comunicare spontană ca parte a programelor deja existente în școli, de la dezvoltarea profesională continuă. Scopul acestui proiect este de a familiariza profesorii de limbi străine cu activități de practică de comunicare orientate. Universitatea din Pitești este campioană universitară națională la baschet. Ce înseamnă această performanță? Aflați din emisiunea moderată de Costi din Iași. Și am reușit să ne mobilizăm, să promovăm Universitatea din Pitești. Rezultatele obținute în fiecare an au motivat și alți jucători să aleagă Universitatea din Pitești ca centru de formare profesională, fiindcă sportivii noștri sunt jucători la cluburi în România și în afară, majoritatea în Liga Națională, în loturile naționale de tineret, de senioare, adică sportivi de valoare. Pentru noi este o bucurie. De ce pe noi și nu pe alții? Probabil că și rezultatele sportive obținute la întrecere naționale și internaționale i-au făcut să ne aleagă pe noi, să zic așa. Mă gândesc că e un element important. Știind că acolo se face performanță, e o reprezentare ulterior internațională, chiar nu numai pe plan național, presupun că e un element care cântărește important în ceea ce înseamnă opțiunea fiecărui sportiv în parte. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii la Universitatea din Pitești. Vă invit pe Facebook, pe UPID Media și pe site-ul upidmedia.ro pentru a urmări noutățile din mediul academic.